Astăzi vom face cont de $1 versus un cont de $100 versus un cont de $1000 pe Brawl Stars, fraților. Așa că neapărat rupeți butonul de like dacă mai vreți episoade de Brawl Stars de la mine, de astea de calitate, cum v-am obișnuit pe vremurile alea bune. Așa că, na, ce să vă zic, abonați-vă dacă sunteți noi și ce să vă mai prezint prea multe. Ăsta e primul cont, da, vedeți acolo un număr, sună 0, așa, numărul ăla nu mai e valabil, puteți să sunați până mâine la el. Ideea e că am făcut eu un clip mai de mult pe canalul principal când filmam Brawl Stars și am pus numărul de Brawl Stars în nume. Ăsta e un cont vechi de atunci, am 257 de trofee pe el, adică un nimic, ăsta e un cont de $1, adică poate să-l fac oricine în, nu știu, 10 minute. În fine, ce avem noi aici, în primul rând vreau să comparăm și să ne uităm la primul cont, adică ăsta de $1, la Brawler. Asta o să facem, o să ne uităm puțin la Brawler, o să vedem cum e experiența meciuri și toate chestiile astea. Am 210 trofee pe Shelly, într-adevăr, dar în rest am așa, o am Pănita, care Pănita am 13 trofee și e la power 2, gen. Îl am pe Colt, care am 0 trofee și e la power 1, săracul de el. Bull, care e new, n-am făcut nimic pe el, nimic, 0 trofee. El primul pe care am 8, Barley pe care am 0, Poco, Rosa pe care am, hai de cap, mi-am 4 trofee, gen, niciun min n-am făcut. Îl am pe Rico, pe care am 0 trofee, rank 1, adică vedeți, n-am power pe l-am, îl am pe Daryl ăsta, care mi-a făcut power 4, ăsta care e 7, băi, ești nebun, dar ce mi l-a făcut așa mare, nu știu exact care e șusta. O am pe Bell, nu știu cum am deblocat-o pe Bell, pe contul ăsta vreau să zic o chestie, am avut foarte mare noroc, adică e un cont de $1, dar e cu foarte mare noroc, gen, o am pe Bell, am deblocat-o pe Bell și l-am deblocat pe Crow, mâncava-i gura voastră, l-am luat pe un clip pe Crow, gen, și uitați-vă și voi, bă, mâncava-și gura voastră, l-am pe Crow la 200 de trofee, gen, e mare bulan ăsta, oricum, ok, și o mai am pe Bonnie, în fine, rest nu mai prea am nimic, gen, nu mai am chestii pe bro, ăsta e un cont slăbuț, gen, chiar slăbuț, 200 de trofee, dacă intrăm aici la solo, opa, reload request, nu știu de ce am făcut treaba asta, am crezut că am de ceva în capul meu, în fine, vedeți, n-am absolut nimic. Și dacă mergem noi la inbox, ce ne-a dat? Bling is a new way. Opa, ce ne-a dat? Blinguri, adică doar să ne uităm. Ne-a dat 10 blinguri de astea. Ok. Încercăm și o experiență în meci ca să vedem cum jucăm la 0 trofee, gen, ca să vă dați seama cam cât de noob sunt băieți. Hai să dăm și un mecișor așa ca să ne dăm seama puțin diferență de tot. Vreau să ne uităm după, oricum avem un cont la final. Nu sunteți pregătiți, gen. Nu vă așteptați. Doar atâta vă pot zice. Nu vă așteptați la ce cont avem la final. Aoleo, nu, o să ieși astăzi, mă, nu știu cum ai făcut de contul ăsta, gen, dar Mitty are legăturile alea, stați liniștiți. Uitați-vă și voi, asta e efectiv, se uită la mine și nu trage în mine, l-am bătut-o din aimbot, din auto-aim, gen. E super easy, o să vedeți că o să fac și win-ul, gen. O să vedeți că o să fac win-ul super, super ușor. Efectiv, uitați-vă că nici nu măcar nu sunt toate boxurile luate, gen. Uitați-vă și voi, nu au luat ăștia toate power cu boxurile astea. Și uite acolo un tip, o să-l atac frumos. Efectiv, sunt foarte slabi. Efectiv, sunt extrem de slabi, gen. Eu dacă mă duc într-un bull și mă bag în el, tot nu o să mă bată. Asta e șusta. Uite, săraca Pam nici nu-și dă efectul. Uite, o Roza, o să mă bag în ea, efectiv. Bam, lejer win-ul. Shoutdown. Ăla e acolo. Hai să-l batem și pe tip ăla care e acolo și am câștigat meciul, gen. Op, ăsta știu să se bage în buș? Nu pot să cred că știu să se bage în buș. Bă, ești în buș, mă, unde ești, mă? Viața mea. Vere, unde a fugit ăsta? S-a băgat în buș, gen, uite-te, știu. Efectiv, stă în buș și nu face nimic. Uitați-vă și voi, stă în buș, ăsta cât de cât mai știe să joace, gen, dar efectiv fuge de mine, degeaba. Bă, și-a dat superul, la o locum și-a dat superul, Vere, și-a dat superul din greșeală, gen. Ăsta e un cont efectiv de level 1, gen. N-ai ce să zici, dă $1, gen, uite. Mi-a dat-o de asta, ce să zic. Hai să deschidem. Nu-mi plac deloc chestiile astea care le-a băgat aici. Vedeți voi cum arată Trophy Road-ul. Ia poze, pam câteva, gen, am doar cu Brawler-ii, n-am nimic. Așa că, acum, haideți să mergem pe contul de $100. Contul de $100 este, bineînțeles, contul meu, Matey, care nu e de $100, gen. Eu am băgat la bani în contul ăsta, că am băgat cel puțin 1000 de euro, dar ideea e că e de $100 pe rământ de față în valorifile nimic, pentru că toată lumea are chestiile astea, de eu nu mă jucam atât de mult și a trebuit să compensez pe o anumită parte. În fine, hai să vă arăt puțin contul. Am 14.288 de trofee, adică o chestie pe care o are oricine, gen, 20.000 le are aproape toată lumea. După care am aici am câți brawler am? Cam ceva brawler am, 52 de brawler din 73. Decentuț, adică o decentuț, e un cont mid-class cum ar veni. Am, uite, power 9, power 10, am rank 21 pe Shelly, adică niște chestii cât de cât bune. Am o grămadă, gen, uitați-vă, am 5 legendare,
mamă, am ceva, am și uitat cum se numește realitatea asta, bine, am 7 cromatice și bineînțeles, acum sunt și broruri pe care nu i-am, aproape 20, de fapt sunt 21 de broruri pe care nu i-am, pentru că am rămas în urmă cu jocul gen. Dar din aia pe care jucam, nu l-am prins pe Squeak, nu am prins-o pe Ember și nici nu știu ce broruri mai erau. Raph's ăsta nu l-am prins și în rest, restul nu prea mai erau, cred, în joc când mai jucam eu gen. Deci aproape aveam aproape toți broruri la vremea aia, dar ideea e că na, bineînțeles, fiind așa cum am fost, n-am lăsat de joc, n-am mai jucat, asta e, așa a rămas contul. Cam asta e, poze aici, vedeți, cam. Gen, mai am poze de-astea avatarul deblocate, am ăsta de 4 ani, gen, ca să o pun aici frumos la flex și să dăm și un match, why not, bă, solo showdown. Să vedeți că aici nu o să fac cu gen, aici o să vedeți că experiența de game, de gameplay e total alta, gen, pentru că nu mă mai descurc, vă zic sincer, ba, hai că poate în 300 de trofee totuși mă descurc. Nu știu exact, brorii noi, gen, o să mă încurce puțin, dar o să vedeți că, uite, vezi, bă, ăla mă domină, gen, mă presează puțin, he's putting pressure on me. Gen, George, mă presează puțin, nu mă lasă chiar așa, știi, să-mi fac eu de cap. Ok, bun, ideea e că e destul de greu pentru că asta e o mapă destul deschisă, vedeți, eu nu prea am ce face, gen, doar trebuie să iau foarte multe power cube-uri, altă șansă n-am, așa că am luat mid-ul, am o tactică destul de bună, vreți să vă mint? Am luat mid-ul și, na, e greu să mă bați. E greu, dar nu chiar, înțelegi ce zic? Adică, uite, ăsta e posibil să mă bată, dar am eu prea multe power cube-uri deja, sunt prea șmecher, gen. Și o să fac win, o să vedeți că o să fac win. E acolo un bob pe care o să sar, am 7 power cube-uri deja, uite acolo un bush, îl sar pe bobul ăsta în arena, n-are ce să mai facă niciodată în viața lui, gen. E ceaules, baule și am rămas eu în showdown cu unul de pe aici, că pe aici era. Hai mă, trage după mine. Ok, și ăsta are 5 power cube-uri, nu e fraierică. Ok, vedeți? Și e posibil să mă bată. E posibil, dar nu mă va bate niciodată în viața asta, că am prea multe power cube-uri. Și am făcut win. Și la cont de level de $100, gen. Ok-uț, decentuț, dar bineînțeles, haideți, fraților, să nu ne mai lungim și să mergem unde așteptăm cu toții, să mergem până la urmă, că și eu aștept și voi aștepta și toată lumea. Opa, asta este schimbul ăsta, poate ne dă ceva, nimic, nici nu mi-a dat un upgrade măcar, asta e. Toată lumea așteaptă să mergem pe contul de $1000. Hai în el. Ei bine, contul de $1000 e cont de $1000. Avem 61 de mii de trofee. Cred sincer, dacă intrăm în leaderboard și dăm la local, e efectiv locul 1. Locul 1 pe... nu știu pe ce țară s-a pus vorul, nu s-a pus el pe țară, pe ișgura lui. E efectiv în top, deci e locul 1 local. Locul 1 local, efectiv. Luați în calcul treaba asta, locul 1 local, în primul rând. După care dacă intrăm la cluburi e 138, dar nu știu exact de la ce vine CI. Nu știu exact de la ce vine CI, dar e bine, gen. După care, vedeți în primul rând el primul ăsta, până ce hal arată, 890 de trofee, rank 30, logic, și dacă intrăm pe brawlers, 73 din 73 de brawleri, efectiv, 73 din 73 de brawleri. După care, max power, hypercharge, max power, uitați-vă în ce hal arată, no, deci n-am nimic de zis decât uitați-vă în ce hal arată contul ăsta, are toți brawlerii, are toți brawlerii. După care îi mulțumesc super mult lui Eddie pentru treaba asta, cu care m-am întâlnit în afiș și am făcut poză. Nici nu știu la care să mă uit. Hai să ne uităm Most Trophies. Are 974 pe Pearl. Are, mamă, vere, cred că și cu Pearl e în top. Stai așa puțin, leaderboards, brawlers. Hai să vedem pe Pearl. Dar nu știu, nici nu știu care e Pearl. Mă credeți că nu-i găsesc poza? Dacă, uite, ăsta e. E efectiv local pe locul 1 pe Pearl, gen lejer, global e undeva? Nu, global nu e niciunde pe Pearl, dar gen, efectiv, gen, n-ai ce să zici, 901 pe B, 901 pe... Mamă, băi, ce scine ăsta pe el, mă, mâncava și gura voastră, mamă, ce l-a schimbat, Franker Grom, pe Grom, Max-ul, uitați-vă, și hai să vorbim puțin de skin-uri, adică, nu m-am uitat la skin-uri, vă zic sincer, uitați-vă, ok, uitați-vă câte skin-uri are pe Max. Ia, pe ăsta ce skin-uri are? Nu cred că are așa skin-uri că e nou cât de cât, dar are vintage pearl, are ăsta. Pă, ce să mergem? Hai să mergem pe ceva pe care... mă, și pe asta câte are, uitați-vă și pe lui câte are, gen, câte skin-uri are. Hai să ne uităm pe ceva pe care, nu știu, are toată lumea. Pe Nita, trebuie să aibă multe pe Nita. Nita, Panda Nita, asta Nita, Shiba Nita, Titan, nu, Nian Nita, Gummy Bear Nita, are ceva, dar n-are nici pe asta așa. Mă, oricum, are gen, sunt scumpe skin-urile astea. Hai să ne uităm. Pe Leon n-are cum să n-aibă. În primul rând are Werewolf Leon, are Shark Leonul, are ăsta True Silver și are Trick or Treat, gen șmecherie. Hai să vedem pe Crow ce skin-uri are, că și pe Crow sunt curios. Mă, Crow are mâncava și
gura voastră. Păcrău are White Crow, Phoenix-ul, Gold Mecha-ul, Night Mecha-ul, Captain și G. Mamă, vere, uitați-vă și voi, efectiv, uitați-vă și voi. Dăm aici, dăm pe ăsta și pe ăsta, are RT-ul ăsta, care habar n-am ce e. Bă, deci are pe toți, efectiv, e calificat. Nu știu ce să mai zic, hai să ne uităm pe toate legendarele, ce skin are, da? Ca să nu fie chiar așa, da? Dăm by rarity, ok, by rarity descending. Hai să ne și pe Shelly vreau să văd puțin, stai așa, că uite și pe Shelly vreau să văd. Ia vedeți. Mamă, câte skin-uri are pe Shelly, clasicul, princesa, PSG-ul, Wichu, bandita, bine, ăsta bandita, na, îl are multă lume. Și hai să ne uităm din nou aici, dacă intrăm, hai pe legendare, da, hai să ne mai uităm, pe, nu știu, pe Spike, ce skin-uri mai are. Mamă, și pe Spike are mâncat pe jura voastră. Bă, așa cont, așa cont, gen, uitați-vă și voi, așa cont, mâncava și gura voastră. Mai e și în top local, gen. În fine, cam asta e, nu mai am ce să zic, uitați seama că nu dau meci pe contul ăsta. Dacă dau meci pe contul ăsta, scad la băia din trofee și nu vreau să scădem la oameni de pe local din trofee. Dar cam asta a fost cu episodul. Dacă v-a plăcut, uitați, rupeți doar ce like, să vă abonați la canalul tău și care este gen. Eu am văzut Navy, vă pup.